Ne aflăm la standul Vaderstad și stăm de vorbă cu Mihai Rauser. Cu ce noutăți ați venit anul acesta la Agriplanta Romagrotec? Am venit cu noutăți care au fost prezentate chiar la ultimele târguri de profil internaționale, respectiv la SIMA în această primăvară. Una din noutăți este discul Carrier, bine cunoscut de clienții noștri în România, este un utilaj deja recunoscut, să spunem, pe care însă am adus ca noutate absolută discurile mari de diametru de 61 de centimetri, lucru cerut de clienții noștri de altfel de ceva vreme. O altă noutate este pe gama de utilaje de semănat porumb și floarea soarelui, deci de plante prășitoare. Anul trecut am lansat în România semănătoarea Tempo, iar anul acesta lansăm un nou model al variantei Tempo, respectiv varianta purtată. Așadar, pentru fermierii mici care până acum n-ar fi putut să atingă un utilaj mai mare și mai, să spunem, mai scump, de ce nu, acum au posibilitatea să aibă un utilaj purtat și mai rezonabil ca preț. De asemenea, aducem și câteva inovații pe utilajele deja existente. Carrierul, cum spuneam, deja consacrat, primește câteva îmbunătățiri, respectiv dispunerea în X a discurilor. Și noi echipamente frontale, cum ar fi un tocător frontal, se poate vedea pe stand. De asemenea, un utilaj bine cunoscut cum este NZ, un combinator de primăvară, primește și el un dispozitiv, un sistem, mai bine zis, de control al adâncimii de lucru, control perfect. Și oferte de altfel, avem foarte multe oferte speciale, fie pe semănători, fie pe utilajele de prelucrat solul. Carrierul are un carrier purtat, are un preț special, semănătorile rapid. Noi avem o lozincă în momentul ăsta, spunem că am semănat până acum mai mult de jumătate din suprafața arabilă a Europei și invităm clienții să ni se alăture ca să semănăm și restul de jumătate, cealaltă jumătate a suprafeței arabile a Europei. Se anunță din nou o vară secetoasă. Ce recomandări aveți pentru fermierii români? Desigur, o recomandare pe care, până la urmă, orice fermier o știe, încerca să salvați apa din sol. Această salvare a apei din sol se poate face prin minimizarea numărului de treceri. Ceea ce încercăm noi să facem, să căutăm să reducem numărul de treceri și de asemenea să salvăm apa din sol, să o menținem acolo unde avem nevoie de ea. Utilajele care fac acest lucru sunt fie discurile Carrier, din nou revin la ele, care salvează apa din sol, dar și semănătorile noastre rapid, în mod special, semănătorile de păioase, care prin cele câteva operații care le fac dintr-o singură trecere, ajută clienții să salveze apa din sol. Ce așteptări aveți de la anul 2013 din punct de vedere al vânzărilor? În mod sincer, așteptările sunt similare cu anul 2012, poate cu oarecare creștere. Noi încercăm să impulsionăm această creștere. Pentru noi este un an cu o creștere poate puțin mai mare, pentru că ne-am lansat pe semănătorile de prășitoare, de plante prășitoare, pe care până anul trecut nu le-am avut. Așadar, pentru noi, ca firmă, este o creștere numai din faptul că ne-am lăgit segmentul de piață pe care ne aflăm. Însă, așa, pe piață, vorbind în mod obiectiv, probabil un an similar cu anul 2012, cu oarecare creștere. Problema este că trebuie să ne uităm un pic în sus și să vedem ce se va întâmpla. Cum a spus și noastră, seceta se anunță, lunile iulie-august vor fi secetoase, din păcate, în speranța că aceste ploi din aceste săptămâni, din luna ce a fost în luna mai și acum în luna iunie la început, vor ajuta clienții să aibă creșteri bune și recolte bune în perioada ce urmează. Problema este să se oprească, pentru că urmează recoltatul și au nevoie de căldură în momentul ăsta. Se coacă rapița, se coacă orzul mai are puțin, dacă ne uităm la el, e superb din punctul meu de vedere. Mulțumim! Și eu mulțumesc!